Cât costă și cum ajungi în Grecia? În Halkidiki? Pe brațul Sitonia, mai exact, cu mașina. Despre asta o să vorbim în vlogul de azi. Sunt ceva probleme acum când noi filmăm vlogul ăsta. Sunt și incendii în Bulgaria, sunt incendii și în Grecia. E problemă cu podul, că se repară. Se repară podul între Bulgaria și România. Sunt cozi imense și la vamă. Sunt cozi imense la vamă între România și Bulgaria. Sunt cozi imense la vamă între Bulgaria și Grecia. O să vedem cât facem. O să vorbim despre taxele de drum. O să vorbim despre vinietă de Bulgaria. O să vorbim despre taxele de autostrăzi din Grecia și tot ce trebuie să știi, prețul benzinei și tot ce trebuie să știi ca tu să ajungi în siguranță în Sitonia în vacanță. Și bonus, o să-ți arătăm și o super cazare. Stai să vezi, stai numai să vezi. Am început cu dreptul, aș putea spune, pentru că am plecat de acasă cu inima îndoită că o să stăm la Giurgiu în vamă, după cum arătau aplicațiile, peste o oră, însă a durat doar 25 de minute în momentul când ne-am așezat la coadă să plătim taxa pentru pod și până am intrat în Bulgaria, deci până am trecut și podul și până am trecut și vama dintre România și Bulgaria, 25 de minute nu ne așteptam, așa că am început cu dreptul. Am avut noroc și ne bucurăm. Am oprit aici la OMV-ul ăsta, am alimentat-o pe Ruby. N-am spus cât e benzina. Stai că nu știu. Am spus cât e benzina. Am oprit la OMV-ul ăsta, am alimentat-o pe Ruby, dar mi-am trage fugă repede să vadă cât e benzina aici. Am făcut popas de toaletă și mergem mai departe și povestim. Peek-a-boo! Peek-a-boo! Ui, Razna de la un timp. Stai așa că am venit să spun câte vezi la 2. Oh, să fac o transformare. 2.63. 6,69 lei. Ne folosim un program din ăsta, se numește Exchange, și folosim programul ăsta care ne ajută la schimbul valutar. Deci 6,69 lei benzina și motorul ăsta la același preț aici la OMV în Bulgaria. Hai. 400 de kilometri mai târziu și o alimentare, ultima alimentare din Bulgaria. Suntem la 2 minute de vama culata. Întotdeauna să alimentez de aici, pentru că în Grecia este mai scumpă benzina, o să arătăm și prețul imediat. Prețul de benzină în Grecia, dar... De aici, adică din Bulgaria. Sunt vreo 3 sau... Nu? 3 benzinării sunt aici unde am primit. Un OMV, un Lukoil și un Shell, parcă era mai în spate. Shell e altceva. Oricum, ideea este alimentează din Bulgaria, pentru că în Grecia benzina este mai scumpă și mai scumpă bine, adică e vreo 9 lei litru acolo. Vama e chiar în față, se vede. Ajungem în 2 minute. Ne-am luat o cazare intermediară, o să vorbim imediat și despre asta, despre cazarea intermediară, dar toate la timpul lor, hai să trecem vama. E 2 fără 10 noaptea și am trecut granița aici la Culata, între Bulgaria și Grecia, în 5 minute. 5 minute. Practic am putea spune că ne-a luat jumate de oră să trecem ambele vomi. Da, că am stat în partea altă 25 minute și aici 5 minute. Da. Ăsta este unul dintre motivele pentru care alegem să plecăm după serviciu vinerea și să nu facem toată tura, să ne oprim. Mergem, trecem granița, ajungem târziu aici noaptea la 1, aproape de 2 noaptea. Trecem granița Culata și după aia ne căutăm o cazare aici intermediară, ne odihnim și a doua zi pornim mai departe. E cel mai bine, așa credem noi. Nu te forțezi, adică oricât de șofer ai fi tu, ajungi la destinație obosit. Chiar dacă sunt doi șoferi care conduc în mașină, cel al doilea șofer și fac cu strândul, nu te poți odihni și ajungi acolo obosit. Pentru ce? Așa pleci după serviciu, treci vama aici, îți iei o cazare și a doua zi mergi unde ai tu drum, nu știu, Lefkada, Halkidiki, Tasos sau mai știu ce altă destinație ai tu, ajungi acolo odihnit și îți începi ziua așa cum trebuie. Da, hai să mergem la cazare. Asta este cazarea noastră intermediară pe care am ales-o în drumul către Grecia. A costat 60 de euro pentru 3 persoane, dar sunt 4, ar putea să dormi și 4 persoane, că e un pat dublu și 2 simple. Din vamă, din Culata și până aici am făcut 18 minute. Tot am mai camera, avem și o baie acolo, fără mic dejun, ca să nu ne îngrășim. Am văzut că au și mic dejun, contra cost, evident, dar dacă vrei poți să ieși și micul dejun dimineața aici. Deci a fost ok, dacă vreți să știți și să vă folosiți de cazarea asta, scrieți-ne și vă spunem cum se numește, vă dăm link-ul, pin-ul, că nu mai mă aduc aminte acum, dar scrieți-ne în comentarii și vă dăm denumirea cazării.
ne culcăm și mâine dimineață începem distracția cu plata autostrăzilor, pentru că, dacă nu știai, în Grecia nu se plătesc taxe de drum cum se plătește Bulgaria, apropo vinieta, dar o să vorbim imediat și despre vinietă, se plătesc taxe de autostrăzi, așa că noapte bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Foarte ok cazarea asta, deci chiar super ok. 60 de euro, așa cum am spus, camera triplă și 50 de euro a fost camera dublă? 50 de euro camera dublă, camera în față. Da, a fost chiar ok și foarte bun ca și loc de tranzit în drumul tău către destinația pe care o ai tu un plan pentru Grecia. Am plătit, mai facem de aici, mă uitam acum până în Sitonia, unde avem noi cazarea, mai facem 2 ore și 45 de minute. E super ok, mi se pare foarte rezonabil. Ne-am luat o cafea de dimineață de aici din satul ăsta, al cărui nume nu știu, dar îl lăsăm aici scris pe ecran. Și mergem mai departe. Hai să mergem. Faris-o. Taxele de autostrăzi din Grecia. O să vedem cât plătim până la destinația noastră. Am omis noi să spunem despre taxa de vinieta din Bulgaria. În Bulgaria nu se plătește taxe de autostradă, se plătește în schimb vinietă. Noi, pentru că plecăm în weekend și ne întoarcem în weekend, în weekendul diferit, bineînțeles, am ales să achiziționăm vinieta de weekend, care a costat 9 leva și începe de vineri la ora 12 ziua, intră în vigoare și se termină duminică seară la ora 23:59. Mai există posibilitatea să cumperi vinietă pentru o lună, pentru un an, vinieta de Bulgaria, mă rog, ai mai multe variante acolo. Ce vreau să mai menționez este că chiar ne scria cineva la un vlog din trecut pe care l-am făcut noi, cum ajungi cu mașina în Atena de data aceea, și ne spunea că noi toți spunem, insistăm să intri pe site pe, cum era ăla? bgtol.bg, o să las și scris aici, pentru că ăla este site-ul oficial. Iar dacă scrii pe Google la căutare acolo vinietă Bulgaria, nu o să-ți apară primul rezultat, o să-ți apară ăla în rezultat, o să-ți apară altul, pentru că ăla este sponsorizat, bagă bani în sponsorizare, care să apară primul rezultat la Google, iar ăsta care e oficial bgtol.bg e site-ul statului bulgar, practic, autorității, nu știu, asta, a drumurilor. Și ea nu bagă bani în promovare, știu, când scrii vinietă Bulgaria, primul rezultat îți apare ăla unde plătești, cred că dublu plătești vinieta. Da, deci, grijă mare, bgtol.bg. Altă taxă pe care am mai plătit-o ca să ajungem în Bulgaria a fost taxa de pod, bineînțeles, de la Giurgiu, care a costat 13 lei și am putut să o achităm și cu cardul. Mergem mai departe pe autostradă și vedem cât o să ne coste în final taxele de autostradă până în locul unde vrem să ajungem. Am ajuns în localitate unde vom fi cazați. Ne-am oprit la restaurant să mâncăm înainte să mergem să vezi cazarea, să facem room tour. Arată foarte frumos. Localitatea asta e un satul din ăsta mic, dar asta o să vedem în alt vlog, satul o să-l arătăm în alt vlog, o să arătăm cazarea, o să arătăm ce mâncăm acum și să arătăm cazarea, locul și ăsta de aici, de terasa asta arată foarte frumos, se numește terasa Machis, iar prețurile sunt chiar ok. Hai să vedem ce recomandă în mâncă. Tocmai vorbeam pe drum că Simina zicea că și-ar dori o bere rece din... O bere într-o halbă înghețată. Am zis că ți arătăm și o super cazare. Am ajuns în sfârșit după ce am mâncat foarte bine. Apropo, pe masă am plătit 86,70 euro cenți. Euro cenți. 87 de euro, fără tips. Am mâncat 5 adulți și un copil. Da. Bun, suntem pe balconul care se află în unul dintre balcoanele, ca să avem mașinile jos acolo. Arătăm și curtea mai târziu. Da, este unul dintre balcoanele casei noastre, aici mi-a funcționat. Hai să dăm un spoiler alert, așa, cum arată cazarea. Wow, suntem foarte, foarte impresionați. Bun. Intrăm într-un living foarte, foarte mare. Avem aici zona de bucătărie dotată cu absolut tot ce trebuie, dar vreau să fiți atenți un pic la toate detaliile astea. Totul arată ca într-o poveste de turtă dulce. Avem utilator ce ne trebuie, cuptor, frigider, un blat mare de bucătărie. Avem aici și zona de living, șemineu probabil că nu o să-l folosim în mijlocul verii, dar arată foarte, foarte drăguț, cu canapea, cu zona unde se poate mânca.
televizor. Da, uite, uite cât de frumos arată. Deci și tot, adică nuanța asta de verde ăsta așa, cum se numește, nu-i verde, e o... Turcoaz. Stai, se regăsește peste tot, în toată mobila și pereții și tot. Foarte frumos. Uite și scaunul ăsta cum arată, nici nu vine să-l așez pe el. Zici da. Că este bibelou. Avem da, mai televizorul, avem routerul de internet acolo. Primul balcon. Al doilea balcon. La fel, foarte drăguț amenajat aici. Aici să vedem și în curtea pe care o avem în afară. Uite și jos avem aici un loc de barbecue, măsuță, foarte drăguț. Loc de parcare interior. Aici atâta mai masa. Zonă de masă să stai afară să-ți bei cafeaua. Pentru că nu suntem singuri în această vacanță, suntem cu prietenii noștri, suntem o gașcă mai mare și căsuța asta are 3 dormitoare. Și 2 băi. Și 2 băi. Rapidă. Dormitorul, unul dintre ele, arată și el. Deliciu, pur și simplu, foarte drăguț amenajat, sunt foarte multe jocuri pentru copii, chiar și afară în curte avem un topogan pentru cei mici. Mai avem un balcon aici. Cred că în sus trebuie să ridici. Nu, n-am închis obi. Iată. Deci mai avem un dita mai balconul aici, care intră și în camera aia altă, se poate ieși de pe camera aia altă, din camera pe balcon. Așa. Chidem ăsta, aer condiționat, toată casa este prevăzută cu aer condiționat, inclusiv living-ul și fiecare cameră în parte. Da. Un alt dormitor. Ne scuzați, vrem să vedem și noi acest dormitor, dacă ne dați voie. Mulțumim. Curat, foarte curat. Deci și asta trebuie punctată, este foarte curată casa. Foarte bine îngrijită. Stai un pic că tot suntem aici, la capitolul ăsta avem prima baie. Unde se apune lumina? Nu știu de unde se apune lumina. Mă rog, avem o baie, prima baie. Iuvetă, tot ce trebuie, uite pe aici, da? Nu știu de unde se apune lumina, mă rog. Așa, cu cadă, cu tuș. Mergem către... Avem și o zonă de bibliotecă, dacă simțim nevoia să citim. Sau dacă vrei să te antrenezi. Iar dacă mănânci prea mult, nicio problemă, se rezolvă. Și de aici, uite și iar imaginea livingului cu bucătăria acolo, arată foarte frumos. Continuăm. Bun. Dormitorul numărul 3 este un dormitor foarte girly, aș putea spune. Foarte drăguț. Atenția la detalii, tablourile, lămpile astea, tot e așa de drăguț. Repet, ca într-o poveste de turtă dulce. Iar aici avem cea de-a doua baie, unde, pe lângă cele necesare, avem și mașina de spălat. Super important. Pe toată casa asta, pentru 7 nopți de cazare, am plătit minunata sumă de 1550 de euro. Suntem în mijlocul lui august, deci poți să faci tu un calcul acolo. Da, am spus că povestim, nu spune, e lumină, cred că la noi în partea asta e mai multă lumină, hai aici. Am zis că spunem cât a costat drumul până aici și taxele. Mașina noastră a costat, a consumat 5,7 litri de benzină la 100 de kilometri. Fă tu o socoteală, am făcut până acum, până aici, 700 și vreo 80 de kilometri din București și până aici. Litrul de benzină, așa cum spuneam, 6,60 lei, am observat că este mai ieftin litru de motorină aici decât în Bulgaria, pentru că noi am inventat benzină în Bulgaria, aici litrul de benzină este 9 lei, dar litrul motorină este mai ieftin. De asemenea, a fost cel mai ieftin drum pe care noi l-am făcut în Grecia. Deci atenție, cel mai ieftin drum, asta este cea mai ieftină locație din Grecia. Cât ne-a costat drumul până aici? Pentru că drumul până aici, ne referim aici la taxele de autostradă din Grecia, pentru că, cine nu știe, în Grecia se plătește taxa de autostradă și din loc în loc poți să plătești 50 de cenți sau poți să plătești 4,50 euro de cenți, depinde de segmentul pe care mergi. Iar noi am plătit fix 3,80 euro. Deci, cu 3,80 euro am ajuns în Grecia. Dacă îți vine să crezi, aici, la mare, suntem la 2 minute, 5 minute de mare, deci 3,80 euro. Foarte ieftin, este
cel mai ieftin drum pe care l-am făcut până acum în Grecia. Cam despre asta a fost vlogul nostru de azi, cât costă și cum ajungi în Grecia, în Halkidiki, pe brațul Sitonia. Noi ne pregătim acum, despachetăm hainele că abia am ajuns și mergem pe plajă. Iar o să plaja... urmeze, da. Iar plaja o să urmeze în vlogul următor, o să urmeze alte vloguri, bineînțeles, de aici. Poate reușim să facem și un live care, dacă tu îl vezi, probabil că o să fie deja printre vloguri strecurat. Vom vedea, dacă nu te-ai abonat încă la canalul YouTube, trebuie să o faci pentru că este gratis și e mișto. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, ca de fiecare dată ne găsești și acolo. Până data viitoare, salutare!